Și cum v-am spus, da, receta v-am dat, vă duceți la farmacie și cumpărați, da? Peste 2 săptămâni veniți la mine, da? Și vedem și acolo și cum, da, veniți la control, da. Nu e pentru și mulțumesc, nu trebuie. Lăsați, da. Ai o zi plăcută și dumneavoastră. Da, intrați, vă rog frumos. Păi, doamna, vă ne rabotiți, da? Pați intru, da? Pați intru? Și greu drumul. Bună ziua, Vladislav Kotitovici. Am venit la dumneavoastră cu o catastrofie. Dar cu catastrofe de azi, catastrofală. Nu știți ce fac, am pus la toate babele, la toate... Dar închide mai te rog în frumos, la te curat eu grăiesc. O, Doamne! Să mă iertați, Vladislav Kotitovici, așa e starea sufletească. Eu am fost la psiholog, da, la cel mai mare psiholog de pe planetă. Și mi-a spus că eu sunt alfa-samieț, da. Dar atâta de mine fug toți bărbații. Dar care s-a spânzurat, care au fugit și nu l-am găsit nici în ziua de azi, care s-a dus la zarabot și nu mai vine. Am găsit dragostea vieții mele. Am găsit-o de tot. Și în pat e animal, e zveri, cum zice în limba rusă. Animal, mai scurt tractor. Are din la pelă. Toată noaptea puțare. Și de toate. Și gospodar, numai că-i bețiv. Și nu-l ajută ea, ca mai că ar fi salfasa mea de asta. Nu știu. Nu mă știu. Așa spun. Care dorme pe sub ușderul marunghieri? Care își dorme pe sub divanul? Și apoi mă lipădeau. Ori spânzurau, ori muriau de moartea lor, de frică, nu știu. Dar ăsta e ca... Îi mădește de tot. Dar nu vrea frepe de beția. Te-a ascuns cu vână, te mai tunt și eu cu te gai, să mă iertați. Dar nu aveți drept să spuneți la poliție dacă eu... Mă... Da, nu? Nu aveți drept? Nu, el e jiu. A, dar spate vă povestesc. Da, vă povestesc că regim, nu regimul ăsta, glucoza, nu glucoza, boala despre boala lui, hipnoza, nu zic hipnoza, mai scurt. Și nu vrea. El își vâne așa, sub pața spune, dar cu șipul. Și eu nu știu. Și am fost, vă spun, și la babi, și la vrăjători, și la... Deci nu mă ajută, mai că sunt alfasanez de ta, stăpâna inelilor, nu vrea și gata, să mă repede. Și mi-a spus baba, du-te la doctor. Du-te la doctor, că el a să-i vâre, nu știu, un trezor cu o lampăcică și el a spate bine de la lampăcică și ea. Și eu am venit la dumneavoastră, Vladislav Kotitovici. Da, dar vreau și să mă duc. Am zis la ginecolog, dumneavoastră introduceți acolo și faceți. Dar dumneavoastră sunteți și narcolog și doctor zis care e colorat, toate bolile colorate. Nu știu. Doamnă, eu parcă aș grăi cu un perete. Dar dacă vă spun că la o femeie de azi care cu ca femeia, e ginecolog eu. Ginecolog. Dar dumneavoastră vă trebuie la narcolog. Nu, cum nu înțelegeți dumneavoastră? Eu vă văd, eu înțeleg, sunteți sameți alfa, că după chip îți cunoaște sunteți sameți. Dar că când v-au făcut părinții noaptea cu... v-au șoplit cu toporul. Și așa la cât era tunchit, cât că... Mă iertați, dar mă enervez, că tatu... Întâi eu... Credit cu dânsul și-o șoplit chiar și apoi au început noaptea să șoplească pe dumneavoastră. Dar dacă mă ne-ați enervat, da, mă. Dacă vă spun ca la o femeie, o sanietă, o și vreți dumneavoastră, că nu sunt eu cu codarea. Eu sunt ginecolog, eu primesc nașteri, da, eu pun acolo, eu nu sunt, dumneavoastră ce credeți că noi sunt, eu sunt ca omul care remontează televizori. Cu așa puteți vă duceți și la aici care remontează telefoanele și să vă căldați. Dar că sunteți copilă, da. Eu înțeleg că sunteți lăsați, vine după toate că sunteți cei mai hâtri cu IQ 480. Da. Eu așa IQ nici n-am văzut în viața mea, nici n-am să văd cât cu așa IQ ca la dumneavoastră. Aș vrea eu să am așa, că eram medic pe toate, tot spitalul trebuie, numai eu puteți și un medic. Of!
Doamne, nu cum să vă lămuriesc eu, Doamne! Nu știu, trebuie de gândit. Dar mă așa ați mai turbat la cap. Nu, dar tot și eu nu înțeleg eu cum să facem noi ca și ei tot gine. Vladislav Kokitovici. Ești de la țară, dar nu-s chiar așa de proastă cum credeți dumneavoastră. Mi-am pus internet cu 250 de lei plătiți pe lună. Da. Și am 100 de canale. Chiar și pornuha. Așa că nu mă am civilizație în mine. Da. Adică acum, ginecologii nu pot coda scăpi pe lumea de beție. Adică acum, adică când ne puneți nouă spirală, lampăcică de șeie cu minunate, și nu putem face coptii, puteți. Dar să-i puneți și lui să-i vreți acolo în cură o lampăcică de șeie, că nu poate be, apoi nu puteți. Adică coptii, că e mai complicat, nu-i puteți. Adică puteți să nu-i facem. Să fac și dracu noi, dar coptii să nu vină. Dar lui că se pune o lampăcică să nu vrei mai mult să vă reînghiți jil, jrachiu și băuturi alcoolice, nu puteți. Nu ne... Da, grei, eu v-am spus că eu nu ești de la țară. Dar eu am minte în capuri. În cap. Așa spuneți, dar să mă iertați. N-am bani. N-am... Dar am venit cu de toate. Vladislav Kokitovici. Cu de toate, așa ca să rămâneți supra-bucuros. Vă spun cinstit, uitați, Vladislav Kokitovici. Oh, uite o leacă, Vladislav Kokitovici. Mamă, Iaca, toată noaptea am lucrat și tânduță. Iaca, ți-am adus... Am adus ca un șaunel de... Nu, șaunel, e un cațulic de gălușele. Țărmeluți pe civilizație. Ți-am adus dieta. Iaca, am adus... Dacă am adus perișoare. Perișoare și niște catlețele așa. Nu zici nici azi și tare gustoasă. Ați mâncat să ca ai și ea. V-am adus de aici. V-am adus și morcovcă. Morcov v-am adus morcov. De aici în geantă mai țin. De că mai țin cartoafe. Usturoi. Două bești de patlajele murate. Selate. Ghivieci. 2 kg de brânză de asta de oaie. Da. Și de capră dacă trebuie vă aduc și lapte, vă aduc de toate, numai scăpați-mă, vă rog frumos. Nu, pe, nu, de, nu, scăpați-l pe dânsul de beție, vă rog frumos. Uitați-vă, nu mai e unic înapoi, păi și n-am scăpat, dar eu nu, eu am uși găsit o castrulă ori un culoc, eu castrulile îmi trebuie înapoi. Eu data viitoare când ați din cu dânsul, aduc mai mult dacă vreți, dați meniu. Eu vă, ca la restaurant, puneți meniu că eu vă aduc. Da. Eu la de data viitoare vine cu mine și plus 2 mâini și el mâini de bărbat, că el e de la mine. Eu așa sunt guric și dacă câți v-am adus. Dar data viitoare venim cu mai mult. Nu m-a apărut frumos scăpați de la urgia asta. Da. Hai vă rog. Eu știu că e imposibil, la imposibil îți poate făcut imposibil. Posibil. Da. Mai pășiți o adunare de asta cu medicii ăștia voștri, care pun lămpuțchi? Dar până asta mai duc la ăștia care remontează telefoane mobile. Dumneavoastră introduceți lămpuțchi ăștia care nu faci copii, înseamnă că aveți lămpuțchi cele care și o spuneți în unic, eu adresa, că mă duc și cumpăr lămpuțchica și vin dumneavoastră, dumneavoastră nu mai introduceți-o. Hai vă rog! Ați sunat? Precis? Ei, dar cum ați sunat dacă nu știți numărul meu de telefon? Scrieți-l! 078-58-39-26. Da. Da, da, da. Dar eu vă spun cinstit. În timp de 3 zile nu sunați, eu vin. Vinim. Vinim și eu vă spun la mâia asta, nu e o groază, dar e alertă de asta, cum spun. Eu vă spun, eu vin... Cu jumătate de casă.
și chem și SIS-ul și poliția și televiziunile. Dacă nu mai stau, spun gheaca, ne-o zis să vin cu mită la, la dânsul. Așa că vieți. Sion? Bun, hai, mulțumesc frumos, o zi plăcută. A, nu, ai răsturnat, dar noi știam. Hai, eu azi vă aștept în caridor. Da, ai răsturnat și eu vin și hai, hai, hai. Nu, Doamne, dar nu, nu, și fac, pentru ce trebuie mie castrulele astea? Nu vreau eu mit, nu vreau și vreau să sar din lucru. Eu țin la profesia mea, nu trebuie ni bani și dolari și castrulele voastre cu gălușe și cu vitoate. Dar că să des... Dar să, cu frunze de curechi sau cu jii? Și bea să-și de astea? Dar nici nu știu, Doamne, ce-ți fac, of, și ne-am mâncat. Of, nu știu. Nu știu, idei n-am. Doamne, nu știu, nu știu cum să vă ajut. Doamne, ajută-mă. Ajută-mă, Doamne. Ajută-mă, te rog, Doamne, să-mi scot la capăt femeia asta. E bun, facem, ați facem un simpozium, ați facem simpozium, ați facem de toate, numai tot așa e ghine. Da, hai că gata, veniți peste o săptămână, nu știu cum am face. Telefonul la vieț. Bun, ia ca mușa, gata, mușa e ca castrul, e ca, da, castrul, da, mușa e ca deșert într-o culeu, mă aduceți, vă rog, din capul meu, vă rog frumos. Lenușca, ia-n ieși restoran acolo, ia-și spală și dă-le pacientii. Alo, noroc, Gheță. Ești ocupat? Dar vreau să mă spate cu tine o chestie. Aha. Bun, dar o să Davai, hai. Alo. Iosif Visarionovici. Da, îți de acord. Da, îți de acord să vin la clinica dumneavoastră să lucrez. Da, da, da. Cum ați spus acolo cu salariul? Da, 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 da. Da, cred că am să vin, da. Aici e gata, aici eu am să vin. Aici dacă mă prind, sănieța, pe gata. Op, așa nu de dumneavoastră, așa eu cu chestiile mele, da, cu problemele mele, da. Bine. Hai. Hai, vă mulțumesc frumos. La revedere. Eu o să vin mâine dimineața la dumneavoastră, pe vreo 10. Da. Hai, mulțumesc. Nu trebuie, trebuie de dus de aici, că dacă mă prinde sanietul, cât a să o duc de nață? Asta mă prinde pe gata. Și cu cariera și cu viața mea. Uf. Lenecica, du-te acolo în ordinatură și cheamă fetele și o mânca o leacă. Dar măcar să mâncăm așa, liniștit și spune că Mihai e nu vă și eu, spune că suntem la masă. Hai!